legătură și în industria alimentară. La Guvernul României s-a adoptat și acolo prima măsură, mai exact la Ministerul de Finanțe, cu schema de ajutor pentru investiții mai mari de 1 milion de euro, plafonul fiind până la 1 miliard de lei să se poată accesa. Legat de majorarea salariului minim la 3.000 de lei, noi în PNRR ne-am angajat că vom elimina din anumite facilități fiscale, se discuta inclusiv despre IT și construcții, riscăm excepțiile, nu riscăm absolut nimica, fiindcă termenul de jalon este în anul 2023, și nu este nicio problemă. Și atunci în 2023 nu vor mai fi aceste facilități, contribuție la sănătate, impozit pe venit? Sunt ferm convins că până în anul 2023 vor ajunge normal salariile până la 3.000 de lei, atât în agricultură cât și în construcții. Dar trebuie să ne adaptăm, în primul rând, de aceea am vorbit tot timpul de optimizare a PNRR-ului, nu de o excludere a unor reforme. Adaptăm la ceea ce se întâmplă în timp real în societatea românească și nu numai. Deci garantați că România nu va pierde nicio. Motoarele economiei în acest moment sunt investițiile în infrastructura mare și investițiile atât pe fonduri europene cât și pe fonduri din bugetul de stat și prioritatea numărul unu este agricultura. Este normal să venim cu aceste măsuri în acest... Nu vorbim doar de creșterea salariului minim, vorbim de eliminarea, de exemplu, pilonul 2 de pensie. Aici va deveni opțional. Va deveni opțional contribuția la pilonul 2 de pensie. Se elimină contribuția la sănătate. Sunt niște lucruri care nu se vor elimina toate până în 2023. Nu este absolut nicio problemă. Vă referiți la pilonul 2 de pensie, la mărirea voluntară la salariu minim cu 200 de lei. Nu cred că este o catastrofă în acest moment. În agricultură, această lege pe care ați votat-o astăzi în Parlament spune că de acum înainte, cei cu salariu minim din agricultură contribuie la pilonul 2 de pensie doar opțional. Da, nu este... Dar sunt mai multe excepții în codul fiscal. Este normal ca la un moment dat să scoatem aceste excepții. Excepțiile, în schimb, apar în momentul în care prioritățile României sunt, ca în acest moment, agricultura. Nu este obligatoriu să contribuim la pilonul 2 de pensie? Nu a spus nimeni așa ceva. Eu vorbesc de excepții. Și eu vă răspund exact pe legea care a trecut în acest moment. Nimeni nu a spus că nu mai contribuie cineva la pilonul 2 de pensie. Lăsăm să se dezvolte România și venim cu facilități în momentul în care avem nevoie de aceste facilități sau devenim niște cârcotași de profesie și multiplicăm acest mesaj într-o zonă în care noi nu ne-am adresat. Pe 48 de ore au trecut în momentul de față și deja trei măsuri au fost și deja adoptate. De la anunțul domnului ministru că nu vom avea o inflație din două cifre, iar statisticile de la INS arată că avem o inflație în două cifre. Este o influență venită din zona euro, după cum bine știți, și în Franța, și în Spania, și în Italia, și în Germania mai ales, în toate țările euro, există o inflație cu două cifre în acest moment și este o influență venită din... Vom vedea cu aceste măsuri, fiindcă de aceea am luat măsurile și în zona de consum, dar și în zona de ofertă, căutând și în economie să încurajăm producția, dar dacă produci trebuie să aibă și cine să cumpere. Tocmai de aceea am venit cu aceste măsuri, ca inflația să nu scape în acest moment din măsuri pe care le-ați prezentat. Și veți vedea că vor avea efecte directe asupra inflației. Nu vom vedea aceste efecte. Cel mai important lucru pe care îl văd eu întâmplându-se este că împreună cu Banca Națională am ținut încă cursul euro până în 5 lei. Dacă efectele vor face simțită în zona inflației și vom vedea ce se întâmplă în Germania. De exemplu,
S-a estimat o creștere economică de cu 4,4 parcă. În acest moment, pe cifre, există o estimare a creșterii economice în contextul actual, cu războiul și cu toată criza din Europa, de 2,2. Vreau să vă spun că în Germania e estimată o creștere economică de 1,2. Deci suntem și românii vorbesc românește și germanii german. Suntem totuși în aceea, într-un context european și trebuie să privite lucrurile în acest fel. Două măsuri pe care le-ați prezentat. Există alte două măsuri. Prima ar trebui să intre în vigoare din mai și alta din iunie, și anume voucherele pentru elevi și pentru persoanele nevoiașe. Concret, banii pentru aceste vouchere vin din fonduri europene sau de la bugetul de stat? A explicat primul ministru foarte clar. Sunt și din fonduri europene și aveți din bugetul... Aveți un acord al Comisiei Europene pentru fonduri europene pentru aceste vouchere? În acest moment, domnul Boloș, în ședința de coaliție, deja avusese o discuție, dar este un program, noi nu trebuie domnul să modificăm, noi nu trebuie... Ascultați-mă un pic. În acest moment, nu trebuie să modificăm niciun regulament european, pentru că există axă pe care o putem... pe care o putem accesa pentru această zonă. Trebuie să cerere către Comisia Europeană. Domnul Boloș, ministrul fondurilor europene, tocmai spunea că nu există acest acord cu Uniunea Europeană. Tocmai de aceea am venit cu o sursă mixtă. Cele din buget vor putea de îndată să intre în aplicare, până când se închide mecanismul european de a atrage fondurile europene. Acordarea voucherelor ar trebui de luna viitoare, 1 mai, da? Bun. De unde vor fi banii prevăzuți? Din bugetul de stat? Tocmai m-ați întrebat și v-am răspuns. Vă rog frumos, ne ordonăm. Este dublă finanțare, atât din fonduri europene cât și din bugetul de... De ce s-a venit cu dublă finanțare? Ca ele să poată fi aplicate cât mai repede, fiind vorba de finanțare din bugetul de stat. Vă repet, în două săptămâni nu este nevoie să obținem de la Comisie, pentru că este dublă finanțare, atât din bugetul de stat, cât și din... În iunie avem siguranța că obținem acest acord. S-a găsit sursa de finanță. Întâi se vine din bugetul de stat, da? Din încasări de 1,7 miliarde în plus pe fiecare lună de la începutul anului. Întâi se vine din bugetul de stat, pe urmă, după ce domnul Boloș termină toată corespondența și cu acceptul Comisiei, se intre și pe finanțare. Există riscul să nu existe? Nu există niciun risc, fiindcă aceste lucruri le-am discutat cu comisarii europeni când au venit în România. Și cu domnul Gentiloni și cu domnul comisar Schmidt. Și au înțeles necesitatea și aceste măsuri au fost deja discutate. Banii aceștia, fonduri acestea europene, vor fi trași din zona fondurilor necheltuite sau cele din actualul exercițiu? 2016-2020, tocmai de aceea, l-am văzut pe domnul Orban, că dădea, nu v-a explicat de ce a avut absorție așa slabă, cât a fost domnia sa premier. Este vorba de depinde cât de mult vrei să continui aceste vouchere. Depinde în funcție de cât de mult va ține această criză, te întinzi pe exercițiul financiar viitor, 2021, sau ne raportăm numai la 2016-2020.